În continuare, în direct, în cadrul ediției speciale de duminică seara la Digi24, despre începutul anului școlar, mai este exact o săptămână până la acel moment. Numărul infectărilor zilnice a crescut de 10 ori în ultima lună, iar autoritățile avertizează că masca de protecție ar putea redeveni obligatorie pe stradă, în preajma școlilor, chiar din 13 septembrie, când începe noul an școlar. Este una dintre informațiile recente de care am aflat zilele acestea. Alături de mine, ministrul Educației, domnul Sorin Câmpeanu, în platou. Nu avem timp de pierdut. Bună seara, domnule ministru. Mulțumesc tare mult pentru prezența alături de noi în cadrul ediției speciale. Sunt foarte multe mesaje venite de la telespectatori. O să vă întreb în felul următor în debutul discuției noastre. Știu cum arată setul de măsuri, cum arată regulile în ceea ce privește începutul anului școlar. Un punct foarte important, spune în felul următor. Când rata de incidență trece de 6 la 1000 de locuitori, în momentul respectiv se trece în sistem online. Adică o școală, școala sau școlile din localitățile respective trec în învățământ online. În momentul de față, domnule ministru, dacă mâine ar începe școala, câte localități ar porni online? N-avem. Zero? Erau două comune în carantină, una dintre cele două comune nici n-avea școală. Atât. Deci mâine toată lumea ar începe astăzi fizic. În București, sigur că sunt de interes localitățile mari. În București astăzi avem 1,02 rată de infectare. Am depășit 1 la 1000. 1 august aveam 0,13 la mie, iertați-mă, iar pe 31 august de 6 ori mai mult, 0,78. Deci într-o lună, dintre 1 și 31 august, am crescut de 6 ori de la 0,13 la 0,78 la mie. Vom vedea în acest ritm, dacă nu înțelegem importanța vaccinării, este posibil să ajungă și Bucureștiul spre, în a doua parte a lunii octombrie, la 6 la mie. A nu se confunda atingerea pragului de 6 la mie cu intrarea în carantină. Sigur, nu. Vorbesc despre atingerea ratei de incidență de 6 la 1000, moment în care școlile intră în online. Și bănuiesc că intră tot Bucureștiul, adică toate școlile din București, nu o să fie o situație pe sectoare. Regula așa este, estimările lăsând, chiar și în acest caz pe care nu și-l dorește nimeni, ar urma să stea 10 zile, 2 săptămâni. Așa a fost și în valul 3. Vârful. Da. Depășirea pragului de 6 la 1000 și revenirea la sub 6 la 1000. Deci vă bazați că din momentul în care vor intra în sistem online, cam două săptămâni. Dar vă gândiți la varianta în care o să fie așa un balet care se va transforma într-un haos de intrare în online, ieșire din online, intrare înapoi în online, până tocmai din această cauză există în ordinul comun o prevedere care spune că se ia în calcul rata de infectare valabilă în ziua de vineri a fiecărei săptămâni. Și este valabil scenariul stabilit pentru întreaga săptămână. Cu alte cuvinte, dacă într-o zi de vineri vom avea 5,99 la mie, toată săptămâna viitoare școlile vor fi cu prezență fizică. Chiar dacă luni, marți, miercuri se ajunge la 6,01-6,05. Se infectează mai puțin copiii dacă este rata de 5,99? Nu, cu siguranță nu. Sunt praguri stabilite și asumate de către autoritățile care au răspundere în acest domeniu. Este vorba de INSP, Ministerul Sănătății, CNSU. Rata de 6 la 1000 ca referință. Acum, sigur, dacă vreți să intrăm într-o filozofie, unii spun că era mai bine să fie 5,7, alții 6,25 sau poate 7,11. Sunt discuții sterile. Autoritățile statului și-au asumat răspunderea pentru 6 la 1000 rată de referință. Știu întotdeauna va fi întrebarea referitoare la diferența între 5,99 și 6,01. E o diferență mică, dar ceva trebuie să fie și e 6 la 1000. Sunt convinsă că sunt foarte mulți părinți care stau cu multă îngrijorare când vine vorba de copiilor, mai ales când vine vorba de copiii aceia care sunt în categoria de vârstă ce nu pot fi vaccinați. Acolo este îngrijorarea cea mai mare. Domnule ministru, în debutul sau în preludiul... Riscul nu poate fi eliminat total. În pregătirea anului școlar, domnule ministru, le-ați transmis prin inspectorate, prin directorii de școli, învățătoarelor, profesorilor, un punctaj cum să discute și ce să discute cu părinții despre vaccinare în această perioadă tamponului la deschiderea școlii? Mai mult decât atât. Am cerut încă de acum două săptămâni. Am primit și am dat și Ministerului Sănătății o listă, atât este, cu persoană desemnată la nivelul fiecărei școli pentru siguranță sanitară și pentru facilitarea întâlnirilor interactive între părinți și reprezentanți DSP. Deci mai mult decât atât, reprezentanții DSP, nu învățătorii, să răspundă într-o manieră credibilă, cu competență medicală, întrebărilor legitime ale părinților cu privire la importanța vaccinării. Și, sigur, sunt întrebări și cu privire la riscurile, la efecte adverse. Și aceste discuții ar trebui să aibă loc. Au început acolo unde au putut fi organizate aceste întâlniri și vor fi
susținute până în data de 13 septembrie și după 13 septembrie. În ceea ce privește... E vorba de o informare pentru a-și exprima părinții un acord informat asupra vaccinării. Un profesor nevaccinat, domnule ministru, netestat, netrecut prin boală, mai poate preda fizic? Nu avem niciun fel de diferențiere între profesorii vaccinați și cei nevaccinați, dar aș vrea să spun încă o dată. Profesorii sunt categoria socioprofesională care au înțeles cel mai bine importanța vaccinării. Nu există vreun domeniu... La ce procent am ajuns acum? Am spus că procentul la ultima interogare a fost de peste 60%. Numărul în valoare absolută a fost de peste 185.000. Am lansat o nouă interogare a sistemului în urmă cu câteva zile. Începând cu 1 septembrie, cei din învățământul preuniversitar au revenit la școală și răspund la acest chestionar, ești vaccinat sau nu ești vaccinat. Cei din învățământul universitar, de asemenea, urmează să revină. Termenul este 8 septembrie pentru actualizarea acestui procent de peste 60%. Oricum avem cel puțin 60% vaccinați. Nu există niciun alt domeniu în care să mai avem 185.000 de persoane vaccinate. Deci profesorii se vaccinează. Vor fi, ca în orice domeniu, și profesori care, dincolo de cei care nu se pot vaccina, au contraindicații medicale, nu vor ieși să se vaccineze. Dar nu e nicio diferențiere până la 6 la mie. Facem apel însă către toți colegii să înțeleagă importanța vaccinării ca fiind singurul gest care poate pune capăt crizei sanitare. Testarea, distanțarea, aerisirea spațiilor, regulile de igienă, masca de protecție sunt doar măsuri care ne ajută să ținem sub control pandemia. Doar vaccinarea ne ajută să punem punct pandemiei. Am strâns mai multe mesaje de la telespectatori. Pe parcursul zilei am primit foarte multe mesaje, foarte multe întrebări de la ei. Un părinte ne întreabă în felul următor. Ca părinte vaccinat, am dreptul să știu dacă profesorul copilului meu este vaccinat? Este foarte corect. Am în limitele GDPR, dar are dreptul să știe. V-am spus că am lansat acea interogare către fiecare școală din România și către fiecare universitate din România. Termenul este 8 septembrie. Pe 8 septembrie ei vor raporta către Ministerul Educației. Dacă raportează către Ministerul Educației, le-ar putea face publice și pe site-ul fiecarei unități de învățământ superior. Numeric și nu nominal, pentru că nominal intră sub incidența GDPR. Deci eu, dacă părinte, mă duc la directoare și întreb, sau la diriginte, nu pot să aflu dacă profesorul de geografie, profesorul de istorie sau de matematică este vaccinat, profesorul copilului meu, desigur. Protecția datelor cu caracter personal este dincolo de dorința părintelui, de dorința dumneavoastră sau de dorința mea. Deci nu pot. Nu pot să aflu. V-am răspuns. Da, am înțeles. Deci... Doar în măsura în care profesorul alege el însuși să spună sunt vaccinat sau nu sunt vaccinat, să facă public acest lucru. Interesant. Uite, uitați, nu, după, nu e interesant, după e de mult asta... GDPR-ul valabil în România. Sigur că da, doar că nu te-ai gândi ca părinte, cel puțin când îți faci griji pentru sănătatea copilului tău, nu te gândești că intră în ecuație și protecția datelor cu caracter personal. Poziciile care sunt de bun simț și pe care le înțeleg și eu ca părinte aș avea această curiozitate sunt una. Legea uneori este altfel. După această discuție vom sta de vorbă chiar cu un cadru medic, cu un profesor care ne așteaptă și chiar urmărește această discuție și chiar o să abordez acest subiect împreună cu el. Bun, mergem mai departe. Uitați, un exemplu foarte bun din Italia. De acolo am aflat de la autorități că se pune problema ca într-o clasă, domnule ministru, într-o clasă în care toți elevii sunt vaccinați, să nu se mai poarte măști de protecție. Nu există această posibilitate prin ordinul comun Ministrul Educației, Ministrul Sănătății. Sigur că da, în momentul de față nu există, dar ar putea să fie luat în calcul în acest scenariu la un moment dat la noi în țară, dacă vorbim despre o clasă exclusiv vaccinată? Aș prefera să nu induc confuzia prin opinii personale cu răspunsuri dacă ar putea sau nu ar putea. Ordinul este foarte clar, masca de protecție obligatorie. Există excepții doar pentru învățământul special. Există de asemenea excepții pentru cei mici, există excepții pentru orele de educație fizică ce se pot derula până la incidența de 2 la mie în localitate, fără mască de protecție. În rest, masca de protecție este obligatorie. Este în interesul elevilor și cadrelor didactice, pentru că această nouă tulpină se răspândește mult mai ușor și afectează și pe copii. Un alt părinte ne-a întrebat, apropo de masca de protecție, cine verifică conformitatea măștilor textile cu Nimeni. Care vin elevii sau profesorii la școală? Nimeni, evident. Nu există această obligativitate, această reglementare să verifice. Ar fi și o prostie. O prostie fără margine. Dar știu că este voie din acest an școlar, este voie doar cu mască medicală, nu? Nu. Nu. Deci, anexa 1 la Ordinul Comun de Ministru, punctul 2.1, precizează foarte clar. Se recomandă
măștile medicale, da, dar sunt permise și măștile textile. Nu spune nimeni nimic despre standarde la măștile textile. Important este ca cei mici să aibă nasul și bărbia acoperită în așa fel încât să își împiețe să facă imposibile aceste gesturi pe care cei mici, am fost și noi în școală, le aveam. Cu degetele făceam tot felul de lucruri. Dacă ai masca de protecție, nu le mai faci. Deci masca de protecție trebuie să acopere nasul și bărbia. Nu este era lucru vorba cel mai că totuși masca medicală are un nivel de calitate, de filtrare, de protecție mult mai mare decât masca textilă? Până la urmă, de ce s-a ajuns la această relaxare a măsurilor? Dați-mi voie să vă spun că INSP, Institutul Național de Sănătate Publică, este cel îndreptățit să se pronunțe asupra parametrilor de respectat în cazul măștilor de protecție. INSP a agreat acest lucru. Recomandare fermă pentru meci medicale. Posibil să utilizezi măști textile, ai voie și viziere doar în cazul profesorilor pentru învățământ special care necesită vizualizarea feței în interacțiunea cu elevii cu cerințe educaționale speciale, iar toate celelalte dispozitive, pseudo-dispozitive de protecție, sunt interzise. Măști medicale și măști textile sunt permise. Cine îi verifică pe profesori dacă se testează în caz că nu sunt vaccinați? Nimeni nu îi verifică pe profesori dacă se testează în caz că nu sunt vaccinați. Nu există o obligativitate a testării în masă, există obligativitatea testării oricăror persoane cu simptome, fie că vorbim de profesori, fie că vorbim de elevi. De asemenea, există obligativitatea testării pentru cei care au fost contact direct sau în cazuri confirmate. Acestea sunt singurele două situații în care testarea este obligatorie conform ordinului comun Ministrul Educației, Ministrul Sănătății. Vă spuneam, domnule ministru, că îl avem în așteptare pe un profesor. Înțeleg că ne urmărește în acest moment și aș vrea cumva să intervină în această discuție. Mă imaginez că are o serie de întrebări apropo de faptul că vorbim despre profesori vaccinați, netestați. Domnul profesor Robert Eckstein este în legătură directă cu noi. Domnule profesor, mulțumesc tare mult pentru răbdare. Cum e povestea asta cu profesorii vaccinați, nevaccinați, neverificați? Cum este? Problema este mult mai complexă decât este prezentată simplist, aș spune, în metodologie. De exemplu, un aspect absolut Sănătății cumplit, și INSP-ul. Un aspect absolut halucinant este faptul că vaccinarea este prezentată absolut. Omul s-a vaccinat, gata, e vaccinat, e obligatoriu să vină în clasă, este obligatoriu să facă orele, este invulnerabil. Ori să nu uităm că au trecut deja 8 luni de la vaccinarea primilor profesori. Sunt țări în care profesorii vaccinați în România nu mai pot intra cu certificat verde pentru că au trecut 6-8 luni de la vaccinare. Vaccinul expiră. Foarte curând va trebui să vorbim, în Israel se discută despre a patra doză de vaccin. Noi avem două, au trecut, în cazul meu de pildă, eu sunt la 7 luni de la vaccinare. Când spuneți în cursul expiră, domnule 1, profesor, vă referiți la faptul că îi scade din eficacitate, la asta vă referiți. Exact, adică protecția celor vaccinați nu durează la infinit. Cred că mult mai potrivit era în studio Ministrul Sănătății. N-am competențe medicale, dar o să vă răspund, domnule profesor. Atât cât pot în limitele mele de competență. Dar vă duceți spre domeniul medical și mie că risipim timpul telespectatorilor. Vorbim totuși despre vaccinarea profesorilor, domnule ministru, da, și încercăm cumva să-i liniștim pe părinți, pentru că ei ne-au scris în primul rând pe parcursul acestor zile. Da. Sunt foarte multe îngrijorări. Vă rog, domnule profesor, duceți-vă la capăt ideea. Eu ca profesor o să-mi fac datoria. Și indiferent de riscul personal, o să fiu prezent în școală. Dar, din păcate, nu pot garanta copiilor că vaccinul meu mai este valabil după atâtea luni de la primirea lui. Mai departe, sunt și alte chestiuni. Noi ne pregătim intens în școli. Am făcut toate pregătirile și personal, fiecare profesor în parte a investit mult ca să poată lucrurile să meargă bine și în școală și acasă. Sunt investiții personale și sunt investiții făcute de către Consiliile Populare, de către Minister, de către Guvern. Deci stăm oarecum bine pentru toate scenariile posibile și dați-mi voie să fac observația, dacă îmi permiteți, domnule ministru, vreau să vă felicit pentru știrea pe care am auzit-o de curând, și anume că aveți deschiderea ca să prevedeți și varianta intrării online în cazuri deosebite, pentru că trebuie să fim pregătiți în vremurile bulversate politice care urmează, să putem să luăm decizii deja luate cumva cu anticipație, să avem legal deja formele făcute pentru orice scenariu. Dar sunt probleme pe care ar trebui să le avem în vedere, și anume, de exemplu,
S-a anunțat după 20 de pagini că continuăm să ținem laboratoarele închise și clasa rămâne în clasă. S-a anunțat în ultima pagină că deschidem laboratoarele cu condiția ca în fiecare pauză laboratoarele să fie dezinfectate. Eu vreau să vă spun că plecarea copiilor din clasă și plimbarea pe laboratoare, asta înseamnă la fizică, la chimie, la informatică, la laboratoarele tehnologice, la ateliere, înseamnă foarte multă mișcare a copiilor. În fața laboratorului meu, care este vecin cu alte 3 laboratoare, nu sunt decât câțiva metri pătrați pe care se vor întâlni 4 clase care ies din laboratoare, respectiv care intră laboratoare. Cu toată strădania noastră ca să organizăm această intrare și ieșire, ea o să creeze dificultăți. Pe de altă parte, dezinfectarea a nu știu câte laboratoare, tastaturi, ce facem, turnăm dezinfectant pe ele, lipsesc metodologiile și aici vreau să vorbesc cu domnul ministru. Lipsesc metodologiile care să ne spună cum să procedăm. De la începutul pandemiei așteptăm niște precizări concrete. De la cum se procedează cu școala online și până la cum se realizează dezinfectarea, profesorii nu sunt calificați. Domnul ministru a spus foarte corect, aceste probleme sunt probleme de ordin medical și la acest lucru să spun la fel de bine. Eu știu să predau niște materii, dar nu mă pricep la dezinfectarea medicală a echipamentelor pe care le folosesc. De asemenea, sunt reveniri și în alte privințe, dar ceva care este foarte dureros și profit de prezența domnului ministru ca să-i atragă atenția personal asupra unei imense restanțe. Domnule ministru, de ani de zile așteptăm manuală de clasa 9 și a 10-a pe site-ul manuale.edu.ro. Copiii online, copiii din provincie, copiii care au sau nu acces la manuale fizice, își doresc să aibă aceste manuale online. Avem site-ul manuale.edu.ro. Avem toate manualele de la clasa 1 până la clasa 12 și 13, mai puțin manual de clasa 9 și 10. E o situație veche de ani de zile. Ni s-a spus că nu se pun manuale vechi, deși la clasa 11 și 12 le sunt prezente, pentru că se schimbă programele de învățământ. Ele nu se schimbă. Vin copiii noi acum, intră în clasă, vor să-și deschidă manuale de clasa 9 și de a 10. Știți că sunt generații care au avut mari sacrificii pentru că nu au avut manuale niciodată la timp. Și dacă le căutăm online, nu le vor găsi. Bun. Chiar dacă sunt vechi, ele sunt binevenite. Domnule și tot în acest Eckstein, context, învățământul profesional, o singură observație, învățământul profesional nu are manuale. Discutăm despre învățământ profesional, despre învățământ dual. Dumnezeule, de când s-a restaurat această formă de învățământ, nu s-a creat un manual. Iar manuale făcute acum vreo 15 ani din programe FARE, care au fost plătite, erau pe niște site-uri pe care pentru câțiva euro neplătiți la timp au dispărut. Mulțumim tare mult, domnule profesor. Pentru module. Mulțumesc tare mult. Haideți să-i dăm răgaz domnului ministru să răspundă la toate aceste chestiuni pe care le-ați ridicat în direct. Mulțumesc tare mult. Domnule ministru, să începem cu lipsa metodologiei de care se plângea domnul profesor mai devreme. Cum este? Nu este o lipsă de metodologie. Anexa 1 la Ordinul Comun de Ministru prevede măsuri pentru organizarea spațiilor de învățământ, măsuri individuale de protecție, măsuri de care privesc instructajul cadrodidactice, nu sunt alte reglementări în afară de cele menționate în Ordinul Comun de Ministru. Îl rog pe domnul profesor Eckstein să citească Ordinul de Ministru, inclusiv Anexa 1, care prezintă toate lucrurile ce trebuie făcute în școală. Sunt instrucțiuni pe care le poate pricepe și domnia sa și eu, care sunt de formație inginer și nu medic. Atât trebuie respectat. Au fost eliminate lucrurile care erau desprinse de realitate din variantele precedente ale Ordinului de Ministru. Sunt prezentate foarte clar lucrurile care trebuie să fie făcute de cadre didactice, știind că acestea nu au competențe medicale. Nu mai știu care era o altă întrebare, dacă puteți să mă ajutați. Vorbea despre lipsa manualelor din clasele a 9-a și a 10-a. Vă pot spune că pentru învățământul primar și gimnazial, sarcina contractării manualelor revine Centrului Național de Evaluare și Politici în Educație. Contractele sunt onorate 100%. Pentru învățământul liceal, Ministerul a virat sumele de bani necesare inspectoratelor care încheie contracte. Și acestea sunt în regulă și vor fi pe băncile elevilor în data de 13 septembrie. Mai mult decât atât, au fost organizate anul acesta licitații și pentru acele manuale care nu au putut fi disponibile anul trecut la clasa 9. În plus, vreau să vă spun că de câteva zile avem pe site-ul Ministerului Educației repere metodologice pentru clasa a 9-a, pentru curiculumul tranzitoriu, care să facă posibilă utilizarea manualelor, de altfel este o reglementare legală, până la diferență de 25% între curiculum și
programa din manual, se pot utiliza acele manuale. Profesorii sunt factorul determinant și vor rămâne factorul determinant în școală. Manualele sunt doar un instrument. De multe ori le dăm o importanță mai mare decât au. Ele sunt importante. Dar manuale va trebui să avem în momentul în care vom avea planuri cadru care să corespundă așteptărilor profesorilor, elevilor, societății. La liceu am avut anul trecut elaborate planuri cadru. Când le-am analizat, am primit peste 10.000 de propuneri de modificare și cei care au elaborat acele planuri cadru, a se vedea lista de discipline și numărul alocat săptămânal, au cerut să fie schimbate. În opinia mea, care nu sunt expert în științele educației, dar am responsabilitatea de ministru al educației, vă spun că acele planuri cadru erau foarte proaste. Diferă mult prea puțin de ceea ce am avut și nu știu dacă diferă în bine. De aceea este nevoie de timp pentru planuri cadru corecte în liceu și acestea vor fi disponibile începând cu anul 2023. Până atunci vom avea un curriculum tranzitoriu. Până atunci. Iar reperele pentru acest curriculum tranzitoriu sunt pe fiecare disciplină în parte disponibile pe site-ul Ministerului Educației. Va trebui să ajungem să avem disponibile online toate manualele, online, inclusiv pentru învățământul profesional. Pe care vreau să discutăm imediat, dar este o problemă pe care au semnalat-o mai mulți părinți. În august 2020, domnule ministru, s-a schimbat legea educației. Vorbesc concret despre acea prevedere ca în numărul clasa minim, 5-a, numărul maxim de elevi în clasă. În momentul în care este depășit numărul de 29 de elevi în clasă, practic tot ce este peste să se redirecționeze, se schimbă practic colectivul și se formează practic nu o altă clasă. În acel moment, elevii sunt despărțiți de colegii lor, trec printr-o adevărată traumă, despre care chiar dumneavoastră ați vorbit. Recunoașteți că este o traumă și că ceva nu e în regulă în momentul în care se produce o ruptură de genul acesta. Da, din păcate da. Legea 185 prevede un număr maxim de elevi în învățământul primar în clasă de 22 plus 5, 25, în învățământul gimnazial de 26 plus 3, 29 și în învățământul liceal de 30 plus 3, 33, cu excepția clasei a 9, unde am reglementat diminuarea la 26, respectiv de 24 de elevi în clasă, în funcție de profil. Problema se pune cel mai acut la nivelul clasei a 5-a. La clasa 0, oricum, se constituie clase de la început, da. Nu au avut colegi înainte. La clasa 9, oricum, se constituie clase după repartiția computerizată. Da. Problema este, într-adevăr, la formarea colectivelor, la nivelul clasei a 5-a. Legea este foarte clară. Legea nu poate fi încălcată. Ministrul nu poate să dea o derogare de la respectarea legii. Și acest lucru este foarte clar. Ce poate să facă ministerul? Să acorde un număr suplimentar de clase și am făcut lucrul ăsta ori de câte ori s-a cerut. Să acorde posturi, pentru că am adoptat în ședința de guvern de acum două săptămâni suplimentarea numărului de posturi în învățământul preuniversitar cu 3500. Deci avem posturi, avem clase, acordăm resurse financiare pentru plata acestor posturi. Ce nu poate să facă ministerul centralizat? Nu poate să știe fiecare situație în parte. Atunci când sunt două clase, avem o situație, atunci când sunt șase clase și apare a șaptea clasă pe care ministerul trebuie să o pună la dispoziție pentru a se putea respecta legea, este o altă situație. Diferența o face doar un director profesionist. Tocmai de aceea vom avea concursurile pentru ocuparea postului de director strict pe criterii de competență. Fiecare director trebuie să analizeze situația și să găsească soluții adaptate specificului fiecărei școli. Eu mă pun în pielea părinților și mă pun inclusiv în pielea copiilor. Cum este, domnule ministru, dintr-o dată să fii smuls de lângă colegii tăi și să fii trimis într-o altă clasă? Mai mult decât atât, iertați-mă că vă întrerup. Vă rog. Dacă avem 30 de elevi în clasă și unul singur trebuie să părăsească acea clasă. Deci acel elev va putea fi traumatizat. Nu este discriminatoriu pentru elevi să se întâmple asta? Am aflat că există cazuri în care într-o școală, de exemplu, s-a decis să fie trași la sorți elevii care sunt eliminați, practic, din clasa respectivă și trimiși în altă parte. Cred că sunt mai multe școli în care directorii au luat această decizie. Și cum vi se pare decizia asta, să fie trași la sorți copiii? Există și alte criterii mai bine adaptate specificului educațional pe care poți să faci repartiția în clasa a 5-a, chiar dacă acest lucru nu a fost anunțat din timp. De fapt, directorii ar fi trebuit să anunțe din timp că se va face acea repartiție, pentru că legea este din august 2020, de la începutul anului, de la începutul acestui an școlar. Se cunoștea legea. Și să găsească o altă metodă, dar care? Poate ne dați cum se formează clasa 0 sau cum se formează clasa 9?
ai, spre exemplu, un număr de 200 de elevi, ai 7 clase și găsești o modalitate de repartiție echilibrată între cele 7 clase în așa fel încât să respecti legea. Cealaltă variantă pe care am avut-o la dispoziție a fost prorogarea acestei legi, pentru că, într-adevăr, puteam să inițiem o ordonanță de urgență prin care să se proroge legea. Însă, vocile au fost tot din partea părinților, foarte clare. Nu și-au mai dorit să fie clasele aglomerate exact, în contextul epidemiologic. Exact. Știți cum este? De fapt, îmi pare rău că trebuie să o spun, dar o spun. Deci vrem să fie clase cu un număr mic de elevi până când este vorba de propriul copil. Și o spun și eu ca părinte. E o tendință naturală. Vrem să se verifice toate tezele de doctorat, dar nu a mea. Vrem, la modul general, un lucru, dar când vine vorba de noi, vrem puțin altceva. E datoria noastră să găsim soluții. Este într-adevăr un moment critic în care riscul este să fie afectați copiii și asta este într-adevăr cel mai rău. Foarte mulți părinți sunt revoltați, sunt indignați cu privire la acest scenariu în care copilul lor este tras la sorți pentru a fi trimis într-o altă clasă și se întreabă dacă exista o altă soluție. De aceea și insistența mea, ce altă soluție ar putea aplica directorii de școli? Directorii au avut la dispoziție un întreg an pentru a discuta cu părinții elevilor de clasa 4. Mă gândesc așa, că un părinte care știe care are copilul într-o clasă în care sunt peste 30 de elevi, cumva își asumă, nu, acest lucru. Își dorește din motivele lui ca al lui copil să fie în acea clasă la profesorii respectivi, la dirigintele respectiv. Într-un dacă an de își dorea zile, o clasă mai aerisită, își lua pur și simplu copilul și îl muta de acolo. Mă gândesc. Într-un an, directorii au avut la dispoziție o lungă perioadă de timp pentru a discuta cu părinții elevilor de clasa a patra și a găsi de comun acord o soluție care să fie agreată de ambele părți și să nu fie traumatizați elevii. Asta înseamnă directori profesioniști. Directorul trebuie să fie un manager. Știu că sunt mai multe petiții în acest sens. Da, părinți sunt multe, indignați. Sunt foarte dumneavoastră multe ați vorbit de tabăra cealaltă, părinții care au cerut să fie pusă în aplicare această modificare a legii, dar pe de altă parte există acești mulți nu, de părinți multe ori, care au de multe ori petiții. Să știți că veți ține coincid. Condere? Cum? Vă întreb cum? Nu am posibilitatea ca ministru să dau derogare de la respectarea legii. Nu pot să îndemn un director să nu respecte legea, pentru că răspunderea este penală. Poate să le dați niște sfaturi directorilor să încerce niște modalități, să aplice altfel, adică să facă această tranziție, să spunem așa, aceste modificări, felul în care reorganizează clasele puțin mai traumatizant pentru copii? Puteți să le dați? Sunt 10.000 de directori, nu vor putea fi sfaturi care să fie valabile în orice situație, în orice școală. Am dat sfaturi unui număr de 42 de inspectori școlari generali, sfaturi să meargă pe continuitate. Vor fi organizate concursurile de director în semestrul întâi al acestui an școlar. Legea spune că inspectorii școlari generali numesc directori interimari până la organizarea concursului, dar nu mai mult de începerea anului școlar următor, nu ministrul educației. Am făcut această recomandare și au fost județe în care ea nu a fost respectată într-o proporție foarte mare. La fel se întâmplă și cu directorii de școli. Nu poți da o recomandare care să fie general valabilă. De asta e nevoie de directori profesioniști care să aibă capacitatea să ia decizii. Decizia este rolul unui manager. Acești directori trebuie să fie numiți strict pe criterii de competență. Tocmai de aceea implicăm și mediul privat, mediul socioeconomic, în comisiile de interviu pentru prima oară în selecția acestor directori. Vor fi reprezentanți ai firmelor de resurse de recrutare și ai firmelor care au puternice departamente foarte de HR. Foarte scurt, domnule ministru, grădinițele de ce vor funcționa indiferent de rata incidenței? Dacă vrem să-i ținem acasă când este perioada critică, riscăm să pierdem locul de muncă, probabil a vrut să spună cel care ne-a scris. Pe ce criteriu s-a luat hotărârea ca grădinițele să funcționeze indiferent de situație? Discuțiile au fost purtate cu Ministerul Sănătății, INSP, CNSU. Ministerul Educației a avut punctul de vedere conform căruia la grădiniță este stupid, este o nerozie să-ți imaginezi că poți avea învățământ online la grădiniță. Este stupid. La creșe nici nu mai vorbesc. Din acest motiv, împreună cu decidenții, cei care au semnat ordinul de ministru, ne-am asumat ca grădinițele și creșele să rămână deschise. De asemenea, învățământul special, precum și activitățile de terapie pentru toți copiii cu cerințe educaționale speciale, pentru care aceste activități de terapie sunt un mod de a învăța să supraviețuiești, se vor derula și peste 6 la 1000.
Domnule ministru, o ultimă întrebare despre învățământul online, pentru că spuneam mai devreme că vreau să vă aduc și această chestiune în discuție. La un an și jumătate de la debutul pandemiei a fost făcut un studiu de către Salvați Copiii România, care a relevat faptul că aproape 30% dintre copii, elevii din România, au deținut parțial sau total, de fapt nu au deținut parțial sau total, echipamente și resursele necesare pentru a intra în sistem online, pentru a avea, pentru a face școală online așa cum trebuie. Acum, aveți date care să ne spună, în cazul în care intrăm din nou, România intră din nou în școala online, câți copii vor fi privați de asta? Suntem mult mai bine decât eram la începutul anului școlar trecut, dar nu suntem atât de bine pe cât ar trebui, nici din perspectiva conectivității, nici a disponibilității de echipamente, nici a formării cadrelor didactice, deși au făcut eforturi admirabile și, atenție, nici de cum, din perspectiva platformelor dedicate evaluării. Un act educațional începe și se finalizează cu evaluare. Nimeni nu are platforme dedicate evaluării, deci evaluările sunt total irelevante. Din acest motiv am invitat în ordin de ministru la maximum posibil școala online, pentru că nu suntem pregătiți. Suntem mai bine pregătiți decât în urmă cu un an, dar nu suntem pregătiți. Dacă nu suntem pregătiți, elevii vor acumula pierderi încă și mai mari, din perspectivă educațională și din perspectivă... Suntem mai bine pregătiți înseamnă că ceva mai mulți copii au acces mult la mai internet, mulți. Au tablete. Mult mai mulți au tablete. La ce vă referiți exact când spuneți că suntem mai bine pregătiți? Mult mai mulți. Am avut ordonanța de urgență prin care s-au achiziționat tablete de 100 de milioane de euro, plus 50 de milioane în învățământul universitar, în care s-au utilizat doar 13 milioane, restul de 37 de milioane au fost direcționate către preuniversitar. Am distribuit 60.000 de laptopuri prin programul Romanian Secondary Education. Avem mult mai bine asigurat accesul la echipamente, dar nu e suficient. Nu e suficient. Există în continuare zone, dincolo de raportări, în care eu personal nu am avut semnal, nici la telefon, nici la laptop, la nimic. Deci în acele zone în care pe hartă oficială apărăm cu conectivitate disponibilă, știu sigur că nu există conectivitate. Deci de asta trebuie evitat învățământul online și învățământul hibrid. Până când nu vom fi pregătiți. Mulțumesc tare mult, domnule ministru Sorin Câmpeanu, pentru intervenția în jurnal. Pentru explicațiile dumneavoastră, urmărim așadar informațiile pe marginea subiectului. Începutul anului școlar până pe data de 13 septembrie le veți urmări în direct la Digi24.